politici publice, legislație fiscală, dar noi prin intermediul centrului putem acorda și consiliere pentru inițierea și dezvoltarea de întreprinderi noi. Și am avut persoane din județul Giurgiu care au participat la curs 3-5 iunie 2019. Ce puteți să ne spuneți despre întâlnirea de astăzi de la Giurgiu? Bună ziua, bine v-am găsit giurgiuveni, bine v-am găsit oameni de afaceri, întreprinzători. Universitatea din Craiova, ca beneficiar, în parteneriat cu două societăți din București și un partener spaniol, IFI din Spania, derulează un proiect pe fonduri europene în regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia. Suntem reprezentanții societății Global Commercium din București, care a deschis un centru pilot la Târgoviște, centru care manageriază activitatea pe Sud-Muntenia. Ne-am propus, dacă am desfășurat o parte din activități în anumite centre din nordul regiunii Sud-Muntenia, ne-am propus să venim acasă la giurgiuveni. De ce acasă la giurgiuveni? Fiindcă o mare parte dintre dumnealor sunt prinși fie în activități agricole, fie în activități industriale și nu mai au timpul necesar deplasării în acel loc. Concret, astăzi se va ține un seminar coordonat de Global Commercium în parteneriat cu gazdele noastre, Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubius, cărora le mulțumim și pe această cale, deci implicit Consiliului Județean, deci gazdelor noastre le mulțumim pentru găzduire. Am invitat prin intermediul instituțiilor locale sau județene oameni de afaceri sau oameni din mediul antreprenorial din Giurgiu și vrem să-i anunțăm că luna viitoare au o oportunitate, aceea de a se instrui gratuit pe tema planului de afaceri al competențelor antreprenoriale aici la Giurgiu. Coordonatele noastre sunt simple, avem un website www.antreprenorial.ro, putem fi contactați atât prin intermediul partenerilor noștri din județ, cât și prin intermediul acestui site. Și vestea cea bună, județul Giurgiu nu este uitat, județul Giurgiu are o șansă egală cu celelalte județe din Sud-Muntenia și câțiva oameni din zonă, animați de spiritul antreprenorial, chiar au percutat. Vă pot spune cu mândrie că din cei 10 bursieri care sunt pe zona Sud-Muntenia, unul este giurgiuvean și iată că cineva care a apreciat această oportunitate a întocmit un dosar, a făcut un plan de afaceri și a plecat la drum. La prima vedere, o dezvoltare mare de forță, dar dacă din fiecare pas la o casă se construiește din mai multe cărămizi, dacă azi punem o cărămidă, mâine alta, ușor, ușor, construcția se înalță. Vreau să vă pun și o întrebare legată de cine se poate adresa, care este grupul țintă, să spunem, pentru acest tip de seminar și acest proiect, și o altă întrebare, dacă aceste cursuri sunt gratuite sau costă bani. Da, grupul țintă este constituit din persoane din sectorul urban, deci persoane care au fie domiciliu, fie locul de muncă, fie locul de studii în domeniul urban. În felul acesta, precizând loc de muncă sau loc de studii, este clar că grupul țintă este format din angajați, poate fi și din studenți sau elevi care doresc ca pe viitor să deschidă propria afacere, dar și din întreprinzători care prin intermediul centrului pilot vor să-și dezvolte afacere, sau personal de conducere din întreprinderi, în special micro-întreprinderi sau IMM-uri, persoane care cu sprijinul centrului pilot ale experienței noastre pot reorganiza activitatea în care sunt implicați. Este clar, este o anume criză și putem veni cu soluții concrete, grație echipei care este în spatele nostru, putem veni cu soluții concrete de reorganizare a afacerilor, de analiză, plan de marketing, de strategie, de dezvoltare pe anumite segmente mai puțin dezvoltate. Și, da, putem confirma, toate cursurile noastre sunt gratuite, participarea la formele de instruire care sunt seminarii, conferințe de bune practici, workshop-uri sau cursuri, totul este gratuit. Oamenii respectivi, dacă se înscriu și sunt eligibili în grupul nostru, vor
avea transport, cazare, masă și instruire gratuită. Cazare, masă se mai găsesc, dar instruire cu cadre didactice de prestigiu de la Universitatea din Craiova sau alți colaboratori, cum vă spuneam, acreditați de CNFPA, este mai rar în ziua de astăzi și este o oportunitate. Mulțumim mult și succes în continuare! Mulțumim și eu același succes l-aș dori și eu giurgiuvenilor. Vrem să-i convingem că și cu ajutorul nostru, ca și cu ajutorul autorităților, pot depăși acest moment mai greu din existența tuturor. Suntem alături de ei, îi așteptăm în eter, pe mail sau la modul direct, pentru consiliere la Centrul Pilot Târgoviște. Eventual ceea ce 7 module de cursuri și ceea ce este foarte important, în luna octombrie 25 de persoane din grupul țintă vor pleca la un training în Spania. Domnul Neacșu, am făcut vedetă locală. Înțeles că sunteți unul dintre cei 10 bursieri la nivelul acestui proiect. Da, așa este. Am câștigat o bursă pe baza unui proiect, de unui plan de afaceri, pentru o firmă care se ocupă cu comercializarea și intermedierea materiilor prime, mai exact deșeurilor prelucrate nepericuloase. Cam ăsta e proiectul. Ce așteptări aveți? Cum ați ajuns la acest proiect, să spunem așa? Cum ați auzit, ați știut, ați venit la fix, ați mai încercat și în alte părți? De acest proiect am aflat din presa locală, din câte mi-amintesc. Am participat la mai multe workshop-uri, făcute de acest proiect și de staff-ul proiectului și la un moment dat când s-a pus problema de depunere de dosare pentru aceste burse, am participat și am fost unul din bursieri. Ce gânduri aveți pe viitor cu acest tip de proiect și vreau să vă întreb dacă e dificil să faci afaceri în perioada asta puțin mai tulbure? Este foarte dificil să faci afaceri în perioada asta. Este foarte greu să convingi clienții să cumpere de la tine, mai ales ca nou intrat pe piață. De la acest proiect, și mă refer la proiectul mare, proiectul inițiat de Universitatea din Craiova, Global Commercium și ceilalți, mă aștept să particip și la alte cursuri și la ceea ce mai organizează dânsii. Din punct de vedere al proiectului meu, al firmei mele, mă aștept să o fac să funcționeze foarte bine și să meargă înainte și după terminarea bursei. Adică să fie o firmă care să se susțină pe propriile picioare să meargă mai departe. Până la urmă este un loc pentru fiecare pe piață, cum se spune. Un mesaj și pentru ceilalți giurgiuveni, poate a fost mulți în situația dumneavoastră, au văzut un anunț, au insistat, poate, și au perseverat și de ce nu pot obține? Un sfat pentru începător, să zicem așa, cum era și dumneavoastră. Să aibă curaj să își planifice foarte bine afacerea din timp, înainte de a o derula, de a o pune pe picioare. Mulțumim mult și succes în continuare. Mulțumesc și eu.
Aveți în toate 8 sau doar 4? Toate 8, cele opționale, prin formatorul de formator. Piața însă formatorurile au comune toate. Asta era o întrebare bună, dacă formatorul care are cele 4 ocupații este în de egalitate. Dacă veni și la administrare, s-ar putea să începe. Tot 0. Din vechea cetate de afaceri transfrontalier de amuzului din Giuzu, doamnei directoare Clara Mărculescu, pe care o invit să spună și dumneavoastră câteva cuvinte de bun venit la dumneavoastră. Bine ați venit la centrul de afaceri. Ne bucurăm că putem să fim gazda acestei conferințe. Conferință care precede o serie de cursuri de formare extrem de interesante. Practic, aceasta este și menirea noastră. Ca o similitudine, Centrul de Afaceri a fost înființat în urma unui proiect european depus de Consiliul Județean în cadrul programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria. Și acum, mare majoritate din conferințele și cursurile în cadrul acestor proiecte europene, iată, sunt găzduite de Centrul de Afaceri. Mă bucur, spun din nou, mă bucur că putem fi gazda acestui eveniment. Mi-aș dori ca, așa cum înțelegem noi importanța acestor evenimente, importanța acestor evenimente să fie înțeleasă la fel și de segmentul țintă căruia se adresează aceste cursuri și conferințe. Din păcate, interesul nu este foarte mare, însă cu puțină bunăvoință, cu deschidere din partea celor care depun astfel de proiecte și care se străduiesc să aducă astfel de cursuri de formare pentru diferiți beneficiari. Practic este o nouă oportunitate și ar trebui înțeleasă și curată ca atare de cei cărora li se adresează. Eu mai mult de atât... Vă mulțumesc!